Sezonul de iarnă a început deja să-și facă simțită prezența în ultimele zile, înregistrându-se temperaturi sub 0 grade Celsius. Pentru a evita problemele legate de înghețarea conductelor de apă și a apometrelor, reprezentanții companiei de apă Olt au venit în sprijinul utilizatorilor cu un set de măsuri de protecție. În scările de bloc, ferestrele și ușile trebuie să fie închise și verificate periodic pentru a evita fenomenul de îngheț. Se recomandă înlocuirea geamurilor sparte acolo unde este cazul. În căminul cu apometru există posibilitatea ca branșamentul de apă potabilă și apometrul să înghețe, dacă sistemul nu este izolat termic corespunzător. Nerespectarea măsurilor recomandate poate duce la înghețarea conductelor de apă, a robinetelor, a apometrelor și la întreruperea alimentării cu apă potabilă a instalațiilor interioare din locuințe. Potrivit angajaților companiei de apă Olt, toate aceste măsuri de prevenire a fenomenului de îngheț intră în responsabilitatea utilizatorilor sau a asociațiilor de proprietari.